Liviu. Salut. Îmi pare bine că ai acceptat interviul. Știu că ai trax și nu prea îți plac ție interviurile, nu ești adeptul interviurilor. Avem, cred că, peste șapte luni de zile de când ne-am cunoscut. Deci, în contextul pandemiei, așa, soția mea mi-a arătat într-o seară o imagine de pe Instagram, așa, în care era spic la voi, la Suceava. Așa? Așa. Și mi-a zis, uite ce bine arată conceptul ăsta. Deci, practic, vizualul te-a atras la noi prima dată? Da, marketing. Vizualul. Și eu încercam de mult timp să intru în food court la Timișoara, doar că existau tot timpul două probleme. Odată că nu erau spațiu și a doua, tot timpul mi se cerea un concept nou. Un concept care să aducă ceva în plus. Un concept nou care să aducă ceva în plus, care să arate altfel decât tot ce era la momentul ăla în food court. Ok. Tu ai, cred că 12 ani, nu? Peste 12 ani de experiență în Horeca. În Horeca din 2000. 2000. Deci ai aproape 12 ani de experiență în Horeca. Aproape 20. Mamă, 20 de ani. Vezi cum matematica stau prost. Spune-mi, te rog, de ce nu ai adus Topo Poco? E brandul tău cu care acționezi de aproape 20 de ani, nu? Pentru că Topo Poco e cunoscut în Timișoara ca o pizzerie care face livrări la domiciliu. Ok. Și noi nici nu am vrut să ne poziționăm altfel. Plus că existau deja două, trei afaceri care vindeau pizza și oricum probabil că nici Iulius Molu n-ar fi fost de acord să mai vină a treia afacere care să vândă pizza sau a patra afacere care să vândă pizza în football. Deci tu ai avut impactul vizual la noi și ai spus, bă, păi altceva, trebuie să încerc pe ăștia să fac o franciză cu ei. Dar tu când m-ai sunat, am discutat nu foarte mult, țin minte, la primul apel și ți-am spus niște lucruri pe care le spun tuturor care vor să ia franciza Friday. Bine, că au mai fost câțiva care au vrut franciza Friday și le zic sumele, știi? Pentru că de regulă la sume îți descurajează. Și tu îmi spuneai, da, ok, dă mail. Ți-am făcut mail-ul și mi-ai răspuns ok. La ce te-ai gândit când ai zis, bă, bag un sfert de milion de euro la Timișoara în mall? Ai făcut conceptul ăsta pentru Timișoara sau ai alt plan, sau ai avut alt plan de business? Nu, pur și simplu s-au aliniat stelele. S-au aliniat stelele. În cazul nostru așa a fost. Adică, eu cred foarte mult în karma cumva și momentul în care am văzut eu afacerea ta și contextul pandemiei în care am simțit că se vor elibera niște spații în food court, așa, a fost perfect pentru a face această mutare. Da, majoritatea antreprenorilor când vine sau când sunt pandemie, sunt timorați, nu investesc. De unde e apetitul ăsta tău să investești într-un business nou, scump și nou, adică nou, nu doar pentru tine, nou. Friday, practic, este primul concept românesc. Nu știu dacă ți-am spus, cred că ți-am spus, care a dat o franciză în primul an de existență. Nici prietenii noștri de la Spartan sau cei de la MES sau niciun alt concept românesc n-a dat o franciză în primul an. Tu ai venit, ai luat un concept nou care de regulă nu prezintă credibilitate, orice vizual ar avea, și ai băgat un sfert de milion de euro într-un oraș, care, într-o țară care era decimată de pandemie. Pe mine m-a interesat cel mai mult momentul în care puteam să intru în food court. Okay. Altfel nu aș fi putut să intru. A fost o oportunitate, practic. Era o oportunitate. Și aceste afacerile mele care merg și la momentul ăsta au fost deschise în plină criză economică în 2009. Deci nu pot să spun că mi-a fost așa frică de criză și am văzut oportunitatea asta de a intra undeva unde altfel aș fi stat la coadă cine știe cât timp. Am înțeles. Deci, practic, prin asta tu îmi confirm că noi avem un concept, acum putem să vorbim despre noi, că avem conceptul ăsta, care este altceva. Este un concept care are ceva unic și care poate să ne creeze oportunități să intrăm în anumite locuri unde n-am putea intra cu concepte banale. Corect.
pe lângă elementul ăsta de identitate pe care l-avem noi cu uleiul de alune, modul că noi tăiem cartofii proaspeți, că prăjim în ulei de alune tot restaurantul, ce crezi că ne-ar ajuta pe noi să ne scalăm? Pentru că tu, țin minte, mi-ai spus la telefon atunci, bă, eu nu-l iau să-l fac doar pentru Timișoara, eu vreau să-l scalez, ăsta e un concept pe care pot să fac 10-20 de restaurante. Ideea este că dacă în business-urile pe care le avem până acum, unde, nu știu, de exemplu, în Timișoara sunt peste 200 de pizzerii la momentul ăsta, da? Friday este un concept care, să zicem, are poate doi competitori mari pe piață. Pe care îi știm. Pe care îi știm, nu dăm nume, dar îi știm. Este partea cu americane, nu? Pe partea cu americane. Partea cu americane. Bun. Știu că am avut ceva conversații acum în toamna asta și eram timorați, că nu știam că deschidem, că nu deschidem. Aveam și termenul de la mall, pentru că știm cum e cu mall-urile, cu termenele astea. Și erai sceptic. Știu că noi toți vorbeam de cifre, ce-a făcut mesul la deschidere, că e slab, că... Eram sceptic pentru că nu aveam niște date foarte clare. E foarte greu să deschizi o afacere după care la poate la 7 zile sau la 10 zile să afli că guvernul anunță o ordonanță prin care închide accesul sau ok, restricționează afacerea. Restricționează afacerea până la urmă. Atunci ar fi trebuit să vină cu niște măsuri compensatoare. Știi că noi am urmărit deschiderea de la Meso și practic noi oarecum sufeream așa pentru ei, pentru că era slab food court-ul, adică era foarte slabă vânzarea. Noi suntem antreprenori aia care nu ne bucurăm de rău vecinului, mai ales că amicii noștri de la Suceava, prietenii noștri de la Suceava, și ne-am fi bucurat să crească zona, pentru că atunci când noi am luat spațiu aici, am auzit că ia și Meso, ți-am spus că am vorbit cu Sami, unul dintre cei doi frați de la Meso, și ne-am bucurat pentru că vom ridica zona. Iar și mai mult decât atât, ne-am dorit să și facem o parte românească. O parte românească, ceea ce am și marketizat oarecum. De un lucru știu că te-ai îndoit și l-am simțit, deși nu mi l-ai spus, a fost de puterea marketingului pe care îl pot face. Tu ești un om de business, un om de afaceri, și am văzut că ai marketizat și mi-ai spus niște cifre și niște vânzări de la Dopo pe care eu unul nu le-am auzit prin Suceava, pentru că Suceava e un oraș mai mic. De ce ai fost sceptic acum cu marketingul privind implementarea restaurantului nostru știind că avem ceva unic și avem doar doi competitori? Am fost sceptic doar datorită situației cu pandemia. Atât. Nu din alte motive. Deci chiar nu aș fi avut nici măcar un gând că afacerea nu va merge. Nu, pur și simplu contextul actual era foarte ciudat. Ai luat o franciză, ai băgat 250.000 de euro, poate peste, dacă luăm în calcul și activele circulante, pentru că ți-am spus, alea se deblochează repede, tu știi bine că nu te învăț eu pe tine business, ai venit pregătit. Ai băgat aproape 300.000 de euro, să spunem așa, să rotunjim, și ai deschis pe 26. În 15 minute ți-a blocat restaurantul. Ți-a blocat în ideea în care oamenii aveau deja prea multe comenzi față de cât ne-am așteptat noi. Ce ai simțit atunci? Ce a fost în capul tău când ai văzut că intră o comandă la 7 secunde pe tază? Numai eu știu ce am simțit. Numai tu știi. E o sumă de sentimente, așa. E cumva o frustrare că deși ești în business Horeca de 20 de ani, n-ai fost suficient de pregătit, așa, dar pe de altă parte nici nu știam cât de tare să fiu pregătit pentru a începe, pentru că nu știam cum vor primi clienții marketingul și în contextul actual, dacă vor fi curioși de a ieși din casă să încerce altceva sau vor sta și să vor mulțumi cu a comanda acasă. În două zile, probabil ai și tu, începând de azi, acces la cifre. Nu știu cât ai reușit, pentru că ai fost conectat cu băieții și ai stat pe restaurant. Ai deservit aproape 2000 de timișoreni și ai încasat peste 50.000 de ron. Niște cifre care pentru un food court într-un oraș paralizat de frică, Timișoara, într-o țară practic îngrozită de ceea ce se întâmplă, media prezintă zilnic numărul de cazuri record. Cred că într-o industrie decimată, putem spune că e o industrie decimată. E decimată, clar.
tu, ca și om de business, ai avut flair-ul să investești într-un loc în care ai adus timișorenii pe picioarele lor. Dacă aveam drum, dacă aveam tazul deschis, dacă aveam dat drumul la taz, făceai dublu față de cifrele pe care le-am prezentat adineauri. Spune-mi, te rog, de ce crezi că timișorenii au avut apetitul ăsta, deși totuși numărul de cazuri din Timișoara a fost record, a fost primul oraș carantinat, cred, sau ceva de genul ăsta? Da, pentru că chiar și în plină pandemie, așa, cred că singurile afaceri care au mers și nu, cărora nu le-a scăzut cifra de afaceri, au fost competitorii noștri. Competitorii noștri. Da, pentru aia doi direcți care îi cunoștem cu toți. Cu care suntem în război, noi avem un război cu americanii. Metaforic vorbind, da. Da. Măi, ideea e în felul următor. Noi am deschis un concept nou într-un oraș ca Timișoara. Am făcut niște cifre, am impresionat. Vrei să spun la ce visez sau așteptările care cred că se vor înfăptui? Băi, de regulă noi plecăm de la un vis ca să ajungem să-l ducem la realitate, ne setăm targete. Deci, mi-aș dori pentru 2021, care sper că va fi un an mult mai bun decât ăsta. Cel puțin de relansare. Cel puțin de relansare. Așa, să putem deschide cel puțin încă o locație într-un mall pe care îl știm amândoi, da. Dacă vrei să-l ții secret sau nu. Nu îl ținem secret, ideea să pregătească că venim. Așa, și mi-aș dori foarte mult o locație drive-thru. Drive-thru. Drive-thru e un concept la care eu deja lucrez, am prezentat niște schițe, e un vis și de al meu. Un alt vis de al meu pe care l-ai prezentat locația. Mi-ai prezentat locația, dar una foarte bună și cred eu că o să avem succes. Spuneam că am avut un vis când am deschis Friday și mă vedeam cu un concept cu chioșcuri la care lumea se comandă pe self-ordering, pentru că îmi place tehnologizarea. Și la Suceava încă n-a ajuns chioșcul, dar tu l-ai, ai două și funcționează perfect și am văzut cât ne-a ajutat. Eu visez la un concept de drive și îl creionez. S-ar putea să repete istoria slide-ul primul și spun asta că sper, pentru că ai avut flair-ul și tu ai venit și ai poziționat aici, tu te-ai gândit și ai pus-o aici, tu ai investit bani, suntem acum o echipă și avem o misiune. Misiunea noastră, pe care nu aș vrea să o ținem secret, e ca noi în 10 ani de zile să ajungem numărul 1 în industrie și să fim cea mai mare franciză de quick service în România. E o muncă grea, eu tot timpul spuneam, bă, am făcut Friday, al doilea copil pe care l-am eu, mi-am sacrificat primul an din viața propriului copil ca să pot să lansez Friday și cred că va fi o misiune pe care va trebui să o ducă mai departe câteva generații după mine și după tine. Că spuneai, bă, eu nu vreau să-i las bani, fetei mele, vreau să-i las afaceri. Noi la asta lucrăm, avem o misiune pe termen mediu-lung, deci toți cei care o să se uită la acest interviu vor trebui să înțeleagă că Friday nu este un concept pe care vrem să-l creștem și să ieșim din el. Ideea noastră e de a crește și de a face bani. Bineînțeles, noi am mai povestit că bă, ne-ar place un exit pe sute de milioane să stăm în Dubai. Pentru că noi avem un vis. Prietenul meu Ștefan organizează un seminar acum și încurajează oamenii să participe la seminarul Patron X, pe care vi-l recomand cu drag, un seminar al unui om de business care a realizat și are momentan cea mai mare franciză din România și îi îndeamnă cu un motto ca să fie liber, adică îi duce la libertate. Cât de importantă e libertatea, dar totuși e o ironie, pentru că noi toată viața muncim, ne sacrificăm timpul ca la un moment dat să fim liberi, când am putea să fim liberi acum, să profităm de perioadele prin care trec copiii noștri și creșterea lor. Soțiile noastre care probabil își pierd tinerețea și frumusețea lângă noi și lucruri pe care poate nu le observăm și de multe ori considerăm că ni se cuvine. Și sunt sigur că amândoi am pierdut momente foarte importante din copilăria copiilor noștri. Da, te văd un pic emoționat, așa văd un pic la nu neapărat, dar așa, sunt momente pe care le-am pierdut. Și pe care le-ai pierdut și tu. Deci, practic, adică acum mie mi se confirmă că nu singurul antreprenor care mi-am sacrificat tinerețea și poate familia, am mărturisit asta în interviul pe care mi l-a luat Ștefan pentru seminarul lui, mi-am sacrificat viața, primul an din viața al copilului meu și mulți ani din viața soției mele. Iar cei care ne urmăresc și care o să vrea să intre într-un business ca Friday, vor trebui să aibă spirit de sacrificiu, cred că despre asta e vorba. Da, e nevoie de sacrificiu. E nevoie să înțelegi că trebuie să pierzi anumite momente din viață pentru a crește un concept. Sunt niște momente prin care treci, în care te gândești, am făcut bine, n-am făcut bine.
dar dacă ai forță, treci peste ele. Sunt poate tineri sau copii care o să ne urmărească sau o să vadă acest interviu și o să vrea franciza Friday. Spiritul de sacrificiu vine odată cu maturizarea, cred. Este un proces al maturizării și probabil ei nu o să înțeleagă. Însă eu vreau să le subliniez faptul că cine a luat franciza Friday este un tip care conduce o Tesla, visul multor tineri sau nu numai tineri, visul multor bărbați din România, conduce un Porsche Cayenne, are un business foarte profitabil, celălalt pe care l-am menționat la începutul interviului, și totuși în primele două zile a fost 18 ore din 24 conectat în restaurant cu colegii. Mie mi se pare fantastic, mă așteptam să delegi mai mult, pentru că un manager eficient deleagă, dar tu, ok, nu ai exagerat pentru că este lansarea business-ului tău. Ai fost înăuntru lor. Care e vibe-ul care ți l-ai luat de la ei? Asta vreau să-mi spui. Orice business pe care l-am deschis, așa, prima perioadă a fost comparativă cu asta. Deci, orice business, că a fost pizza, că a fost patiserie, că a fost, cantine și așa mai departe, prima perioadă după deschidere este o perioadă în care trebuie să fii implicat 100% în afaceri. Ca să poți obține 100%. Ca să poți obține. Adică mi-e greu să cred că un manager bun poate să-și delege toate sau atribuțiile importante. Atribuțiile importante, mai ales la începutul unei afaceri, să le delege, nu? Delege altcuiva. Adică trebuie să ai controlul, nu știu, eu cel puțin trebuie să am controlul, trebuie să știu ce se întâmplă în locația. Trebuie să pricepi business-ul, practic la asta te referi, pentru a putea să-l controlezi, să-l scalezi ulterior. Exact. Plus că în cazul în care e nevoie de ajutorul meu, așa, plecând de jos în orice afacere, nu mi-e greu să pun mâna să ajut. Vei putea să intervii. Mulți antreprenori de genul ăsta au plecat fix în același mod cum povestim noi acum. Ștefan în 2012 a deschis Spartanul la Suceava, eu deschideam cu 3 zile înainte lui am deschis un business auto Albina cu piese auto pe care l-am scalat în partea din nord a țării. Și știu că îl vedeam pe Ștefan cu sabia în mână, îl vedeam la sosuri, vedeam pe băieții de la Meso când au deschis sau chiar am urmărit interviul lui Dan de la Salad Box, chiar am ascultat podcastul lui Dan de la Dabo pe care l-a avut cu Răzvan și povestea cum stătea la Mamaia în stațiunea noastră de pe litoral și îi convingea pe clienți să cumpere un Dabo pentru am avut câteva replici acum cu Dan pe platformă de socializare. Probabil n-a înțeles mesajul meu. Eu îmi caut mentor, îmi caut idol din oamenii care au realizat. Iar el este unul dintre oamenii care au realizat, au crescut pas cu pas, au înțeles ce înseamnă procedurile pentru un business și au implementat procedurile cu succes. Au creat contextul unor lideri, iar ei s-au dezvoltat. A refuzat să-i handicapeze, probabil aici e un merit pentru că s-a educat foarte bine financiar. Dar el este omul care povestea că s-a întâlnit cu o problemă pe litoral. Și noi o să ne întâlnim și noi cu o problemă de multe ori și o să fac o mențiune după asta. Oamenii veneau să cumpere shawarma, el nu vindea shawarma. Shawarma e cu de toate, Dabo nu e cu de toate. Și el a trebuit să cumpere lipia de shawarma ca să aibă și shawarma. În cazul în care îi se cere să nu plece clienții, pentru că îi plecau clienții, făcea, nu știu, câteva sute de lei și avea cheltuieli enorme, imense. În secunda când a intrat pe cererea pieței, chiar dacă clientul comanda acea shawarma, el încerca să-l convingă să-l schimbe. Odată încerca produsul, avea converse. Deci Dan a crescut cu Dabo pentru că avea converse și avea produsul și a avut o luptă cu ei. Noi avem o luptă, de ce? Pentru că avem un concept custom. Avem un concept custom, da, care e un pic diferit față de, nu un pic, un pic mai mult diferit ca și flux, nu? Flux decât alții care fac conceptul ăsta de quick service. De zeci de ani și care, inclusiv azi am aflat o chestie nouă, cum că vor să simplifice și mai tare meniul, tocmai din cauza că vor să simplifice procedurile și de servirea rapidă, da. Da. Să mărească viteza de servire. Eu am să-ți vând un secret. McDonald's investește câteva sute de milioane sau poate mai mult de dolari. Am auzit din state, cred că au început de anul trecut. Nu știu care e statusul implementărilor pentru a se duce spre custom, un custom simplificat. Pentru că trendul este custom și ceea ce povestea Dan
de pe litoral, este în ADN-ul nostru, al clienților. Astea două zile, putem spune că se duce spre custom. Spre custom. 90% dintre comenzi au fost custom. Lumea vine și vrea să mănânce ceea ce îi place, nu ceea ce îi se oferă. Nu mai avem vremurile când se cumpără așa cum este. Nu, lumea vine și spune. Chiar și la competitori nu spune, fără castraveți, cu extra ceapă. Noi avem conceptul prin care putem oferi toate chestiile astea. Mi se pare un atu incredibil, pe lângă celelalte elemente pe care le avem. Și nici nu mai stai cumva la mâna vânzătorului care încearcă tot timpul să-ți bage pe gât. Să te simți tu cumva... Cumva... Hai că nu vreau să-i spun acum că nu vreau. Dacă mi-a propus, eu o să spun da, da. Deci Friday, să înțeleg că acum am subliniat niște aturi pe care le are. Tu ai plecat și ai acceptat practic să iei o franciză de la un vizual fără să guși produsul. Ai avut încredere. Cred că ești al doilea om după nevastă mea care are încredere în mine. Referitor la conceptul Friday, da? Nu vorbim despre altceva. Și ai venit la Suceava, te-ai deplasat, mi-ai băgat niște bani în cont chiar înainte de a semna contractul de franciză, deși n-ar trebui să spunem asta, dar ăsta e adevărul. Pe un vizual fără să guși produsul. Ai avut atât de mare încredere în vizual și cred că paralela pe care vreau eu să o fac și subliniez astăzi este că toți clienții pe care am avut aici au avut încredere în vizualul nostru pentru că ei n-au gustat produsul încă la Suceava. Da, corect. Au avut încredere în vizual. Asta înseamnă că interacțiunea noastră cu clientul este, există. Corect. Imaginea Friday îți sugerează ceva, nu știu exact. De la culoarea asta roșie pe care eu am învățat cât timp se folosește în Horeca, că da, în alimentație publică, să zicem. Da. Așa. E diferit, e o chestie vibrantă, nu știu cum, în toată treaba. Un concept așa shiny, ca să dăm pe engleză. Da, shiny, da. Ok, deci noi avem așa, avem vizualul, arătăm bine. Avem proceduri, ai văzut că avem proceduri bine stabilite, trebuie să lucrăm la ele, să respecte și să le urmărim. Bineînțeles. Avem produsul, pentru că acum am gustat produsele și prietenii tăi ți-au dat niște feedback-uri, poți să vezi un pic părerea celorlalți timișoreni. Cine lipsește ca să ne scalăm? Ce crezi că ne-ar mai trebui ca să ne scalăm? Cine lipsește? Bani. În momentul de față, da, nu. Ne lipsește finanțarea. Accesul la finanțare. Accesul la finanțare care, cel puțin anul ăsta, pentru domeniul nostru, pentru Horeca, a fost cel puțin ciudat, ca să nu zic. Catastrofă. Am fost priviți ca oile negre ale industriei românești. Ajutoare de înmormântare. Adică încă sperăm să noi le primim ajutoare de înmormântare, să ne ajute să ne relansăm. Știm foarte bine că noi așteptăm, pentru că suntem 100% eligibili, niște credite de investiții pentru a dovedi că suntem antreprenorii care ies din criză investind. Exact, care vom plăti niște dări și niște impozite, așa, și vom crea niște locuri de muncă în plină pandemie, când nu prea... Eu am făcut un calcul simplu, am făcut un calcul că dacă noi cu banii pe care îi luăm, suma maximă pe care putem să o luăm, deschidem două restaurante, angajăm undeva la o medie de 40 de oameni, da. Plătim impozite în jur... Mai bine de 40. Să spunem 40. Avem undeva la 60-70 de mii de lei de la stat. În 24 de luni, statul este cu un return of investment acoperit. Deci noi, practic, suntem o investiție pe termen scurt a statului. Exact. Ok. Numai că statul trebuie să-și înțeleagă asta. Înțeles. Ce sfat ai avea sau nu neapărat sfat? Ai deschis locația, gata, ai deschis, știu că ai venit la mine și mi-ai spus, bă, păi gata, nu vine să crede, gata, am terminat. Emoțiile au trecut, oarecum deja lucrurile s-au calibrat, păi clar că ideea ta e de a mai deschide, pentru că de asta mi-ai spus și mi-ai mărturisit că ai intrat în Friday, să deschizi cât mai multe, pentru cât e mai multe, pentru a putea să facem ăia ori câte restaurante avem, știi, ne-am făcut noi calculul ăla, să le calculăm, să calculăm banii ăștia din Dubai. Stațiunea aia de pe litoral unde merg toți antreprenorii cu familia, că suntem o familie, știi cum e, nu? Acum o să ne atragem și un pic de hate, dar cine ne cunoaște și cine a făcut parte din companiile noastre știe ce fel de oameni suntem și că avem o politică orientată către ei. Apropo, Friday este singurul concept și știi că noi, atunci când a fost pandemia, am operat integral pe toată perioada pandemiei și am fost singurul concept din tot grupul Iulius care am stat deschiși și am făcut cifre mai mari ca înainte. Deci perioada aia pentru noi a fost o perioadă în care am dezvoltat serviciul Park True, ne-am adaptat,
ceea ce e extraordinar să vezi McDonald's închis lângă tine. Colegii mei glumeau la un moment dat și spunea: boss, Luciane, i-ai închis pe toți, s-a îndeplinit visul, știi? Eram numai noi acolo. Să aibă încredere că e o franciză foarte bine gândită. Deci chiar e o franciză foarte bine gândită, cu niște proceduri foarte clare, mult mai clare decât m-aș fi așteptat, îți spun sincer, după că na, tu ai mai puțină experiență. Adică exact. După mai puțin de un an de zile nu se așteaptă nimeni să ai așa proceduri clare implementate. Iar conceptul, sunt sigur că poate fi scalabil. E, dacă acești competitori ai noștri de peste 50 de ani sunt pe piața asta și în continuu cresc, că până la urmă cresc, așa, nu, ei nu stagnează, cresc, așa, cred că și o franciză românească, 100% românească, poate să facă lucrul ăsta. Ar trebui să încercăm să mai consumăm și românește. Nu? Cumpără de lângă tine. Exact, campania. Cumpără de lângă tine, da. Majoritatea prietenilor mei mărturisesc, și aici vorbim despre cei din Suceava, pentru că am câteva cunoștințe și în Timișoara. Timișoara e un oraș de suflet pentru mine, Lucuport, mai nou pe mine. Au fost foarte sceptici, recunosc, foarte sceptici, bă, faci burger și cartofi. Ce Dumnezeu poți să faci în plus? Pentru că burger și cartofi se fac peste tot. Oricine deschide ceva, chiar dacă are pizza, paste, 10 chestii, bagă burger și cartofi, pentru că se consumă. McDonald's îi face burger și cartofi din 63. Noi venim pe o piață de burger și cartofi și de două zile căsăpim aici. Efectiv, suntem peste. Ok, inaugurarea, lumea ar spune, bă, acum ai inaugurat, crești. Avem niște aturi. Cei care ne urmăresc vor spune, bă, mă bat direct cu McDonald's și KFC. Le va fi frică și poate nu vor avea bani. Ăștia doi sunt nebuni cu siguranță. Ăștia doi sunt nebuni cu siguranță, exact. Doi nebuni. Ok. Misiunea mea, pe care ți-o mărturisești și pe care o știi deja, e ca noi să devenim numărul 1 în industrie. Noi spunem 10 ani de zile și când spun asta spun pe piața din România, dar noi sperăm și suntem cu ochii către o internaționalizare și o misiune pe care o să dăm mai departe către viitoarele generații din familia noastră. Eu cred că, adică te simt că nu-ți pare rău că ai făcut pasul ăsta, pentru că în mod normal interviurile se mai desfășoară în modul ăsta. Bă, îți pare rău că ai făcut pasul ăsta? Eu n-am simțit și nu pot să te întreb treaba asta, pentru că nu am simțit treaba asta la tine, să fiu sincer. Nu mi-a părut niciodată rău, dar incertitudinea asta te omoară la un moment dat. Adică să știi că tu trebuie să deschizi o afacere și să nu știi dacă mall-urile mai sunt deschise, dacă doar food court-urile deschise, dacă poți lua masa acolo, nu poți lua masa acolo, e doar takeaway, intervin niște costuri după aia cu livrările la domiciliu. Exact, și așa mai departe. Niște costuri suplimentare pe care tu nu ți le-ai asumat când ai semnat un contract cu un centru comercial, da? Deci tu ai semnat un contract cu un centru comercial pentru clientela pe care ți-o oferă ei. Și toate astea, ce spui tu, este... Și ai un calcul economic făcut pe acele date. Și dintr-o dată... Ai un forecast, exact, o previziune. După care te trezești că trebuie să plătești 30-35% din încasările tale către o aplicație de... sau cum se numește, furnizor de servicii, să le spunem. Servicii. Care au un business bun, trebuie să recunoaștem un business bun. Care au un business bun și poate pe mulți i-a ajutat, așa, dar 30% din afacere e destul de mult. E destul de mult și pe mine ce mă încânt așa și îmi vine să râd, e că noi am deschis și am făcut cifrele pe care le-am prezentat la început cu unul dintre procesatori cu care am semnat exclusiv, oarecum exclusivitate, închis, pentru că ți-au intrat o comandă la 7 secunde și l-am închis pentru că n-am făcut față, trebuie să fim sinceri. Pentru că felicitări lui ne-a adus comenzile pe care ni le doream, exact. Doar că erau mult peste capacitatea noastră. Peste așteptări. Mult peste așteptări, dar nu neapărat capacitatea, dar mult peste așteptări. Plus că riscam să nu oferim conformitatea produsului. Nu la asta mă refeream, riscam să nu oferim clienților care veneau în food court. Ok, respectul cuvenit, da. Respectul cuvenit. Ei se riscau, practic. Exact. Și riscai să ai niște cozi
enorme la, la un business quick service, în loc să... Ai făcut cozele alea enorme și le-ai făcut pentru că au avut încredere în vizualul nostru. Le-am făcut, s-au dus pe acolo, așa, scuze încă o dată că... Erau până la scări, da? Că a durat mai mult decât ne-am fi dorit. Așa. Încercăm acum, da, să revenim la timpii pe care ne dorim noi. Deci ca să ne înțelegem, noi am fost și mă bag și eu în ala asta, că am fost puțin sceptic. Deși am încredere în marketing, pentru mine marketing e o pasiune și aveam încredere că pot să aduc lumea aici. Ok, recunosc, nu s-o aduc aici, ci să ne comande, să mergem la ea acasă. Nu ne-am dus chiar după cum am vrut noi pe contract, să aducem oameni la Suceava la training și am simțit oarecum un regret pentru că am zis că, bă, e posibil și eu cred că o să meargă și o să fim prinși pe picior greșit puțin. Am livrat greu, ne asumăm, eu trebuie să-mi asum că am livrat greu, dar eu săptămâna viitoare la București optimizez. Noi optimizăm, cine se va uita și va vrea să ia brandul Friday va ști că lucrăm cu cei mai buni din industrie, va vedea pe pagină, mai jos de video, că lucrăm cu cei mai buni din industrie. Trebuie să înțelegem că momentul deschiderii noastre probabil că nu va mai fi același cu altă deschidere care se va întâmpla în viitor. Deci acum chiar era o incertitudine, nu știai dacă să-ți duci oamenii la training, pentru că s-ar putea să nu îi bagi în muncă, efectiv. Să nu aibă o tranziție direct scurtă, adică, din training în câmpul muncii. Și dacă am fi adus, nu știu, 20 de oameni la Suceava să-i trainuim, așa, exista posibilitatea să ne întoarcem acasă, da, și să așteptăm 2-3 luni, mall-urile poate puteau fi închise. Mai ales că Timișoara era într-un scenariu destul de... Timișoara era în primele 3, cred că, județe ca și... Exact. Nivel de... Și ironia sorții face că atunci când ai venit prima dată la Suceava, da, era Suceava. Eram noi și erai în armată, erai cu toate după tine, ai venit, știu că masca era frumos. Băi, Liviule, calmea astea, noi suntem în pandemie de o lună și ceva, am livrat cu mașina mea la oameni acasă, gata, trece. Nu? M-ai întrebat atunci, știi vreun caz concret? Eu la Timișoara nu cunosc pe nimeni. Și uite că n-a trecut. Da, n-a trecut. N-a trecut. O să vină o perioadă de relansare. Bun, deci avem produsul, avem vizualul, avem standarde, avem proceduri. Avem un cost ridicat, dar îți mărturisesc și probabil știi că ți-am spus deja, investiția ta va fi pentru conceptul Gold, pentru un concept care se pregătește să facă vânzările pe care le-ai făcut tu, ba chiar ori doi, pentru că noi putem duce ori doi, după optimizările cu aceleași aparate. Însă vor mai fi două concepte despre care am povestit în scurt, un Silver și un Bronz, cu sume de investit în ele de la 85.000 până la 120-130.000 de euro fără TVA, pe spații mai mici, 20-30-50 de metri pătrați sau între 50-100 de metri pătrați, pentru un flux mai restrâns, dar care pot duce cifre prin optimizarea foarte bună pe care o facem. Deci noi, practic, cu Friday ne pregătim să mergem și în locuri mai mici, ne pregătim să mergem și pe Drive, lucrăm la conceptul ăsta. Misiunea noastră e una clară. Am deschis în Timișoara și am performat într-un mall paralizat, sub stupefiacția tuturor concurenților noștri pe care îi respectăm și, bineînțeles, îi salutăm, ne dorim să revină și ei cât de repede la viață, pentru că... N-ai cum să-ți dorești altceva văzând că în jurul tău se închid în fiecare zi afaceri. Așa este, este ciudat. Noi ne uităm și vedem că în fiecare zi se închid concepte. Până la urmă, afacerile astea de la care ne uităm noi acum sunt afaceri a unor antreprenori români. Antreprenori români, așa este, da. Nu sunt lanțuri, sunt antreprenori români. Așa este. Și dacă statul probabil nu va interveni rapid, vor primi ajutor de mormântare. Nu tânjim, nu ne victimizăm, deși victimizarea probabil pe unii au ajutat ca să se pună într-o postură în care să doar să ceară fără să ofere nimic. Noi am arătat că ne-am și creditat, ne-am și investit, ne-am și riscat fără să știm când ne vor veni sau încă nu ne-am intrat niciun ban de la stat. Ești singurul antreprenor român. M-am documentat mai bine, eu am mai spus de câteva ori treaba asta. Ești singurul antreprenor din România, singurul antreprenor român care a investit în industria quick service această sumă de bani într-o pandemie sau într-un moment de criză. Ești singur, nu a mai fost nimeni să investească o asemenea sumă. S-au investit 50.000, 70.000, 100.000. Pentru asta ți-am spus, te respect, pentru că ai avut încredere în brandul meu. Ești un om de-al oamenilor, din interiorul lor.
și eu cred că ai să performezi. Eu îți mulțumesc pentru încredere, îți mulțumesc că ai luat brandul Friday și pentru că vrei să-l duci mai departe, să-l scalezi. Eu cred că deja nu mai sunt singur în business, deși tot timpul am zis, bă, nu o să mă asociez, dar asta e o asociere care îmi place. Asta e o asociere. E o familie. Cumva. Facem o familie. Facem o familie, da. Ne-am căsătorit. E bigamie, nu? Da. Da, dar nu, noi suntem copii cu minți și ne plac soțiile și nu băieții, deci bigamie legală, ca să spun așa. Mersi pentru timpul acordat și succes! Bafta! Și ție! Mersi! Continuare.